Directorilor instituțiilor subordonate Consiliului Județean Gorj, respectiv cei ai Muzeului Județean, Bibliotecii Județene, Școlii Populare de Artă, Ansamblului Profesionist Doina Gorjului și a Centrului pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Gorj, le va fi evaluată activitatea desfășurată în ultimul an de comisii formate din membrii ai Consiliului Județean Gorj, Centrului Municipal de Cultură Constantin Brâncuș sau membrii ai unor instituții de cultură din județul Dolj. Da, pe parcursul următorilor săptămâni se va începe evaluarea managementului conducătorilor acestor structuri aflate în coordonarea sub ordinea Consiliului Județean. Este o prevedere legală. Fiecare dintre managerii care se regăsesc pe aceste poziții au venit cu un program în baza căruia ei au reușit să acceseze aceste poziții pe care se află. Înțelegem că nu ați îndeplinit chiar toate sarcinile prevăzute acolo în contractul de management. În primul rând, nu se puteau îndeplini toate de acolo ca urmare a reducerii bugetului. Vedeți, la momentul când am susținut proiectul de management, era o situație financiară care ulterior s-a modificat. Directorul Școlii Populare de Artă din Târgu Jiu, Viorel Gârbaciu, este de părere că și-a îndeplinit sarcinile conform proiectului de management. N-am nicio temere pentru că mă știu, a zice, cu conștiința curată. Dacă membrii comisiei nu vor fi mulțumiți de activitatea directorilor, aceștia vor fi sancționați. Dacă această analiză pe care o fac comisiile respective va constata altceva, sigur că da, legea presupune intervenirea în acest proces de management și luarea măsurilor care se impun. Urmează să fie evaluate obligațiile asumate de director prin contractul de management în raport cu resursele financiare alocate. Fiecare dintre manageri va prezenta un raport de activitate în cadrul unui interviu.